Situație tensionată și în sectorul 2. Radu Mihaiu, candidatul ADU, acuză că îi lipsesc 280 de voturi dintr-o secție, așa că a mers azi noapte la Biroul Electoral Central să verifice personal cum stau lucrurile. Ne aduce detaliile colega mea, Marina Filimon. Bun găsit, Marina! Ce informații ai? Bine te-am găsit, Dan. Bun găsit, doamnelor și domnilor. Bătălia pentru primăria sectorului 2 se dă între Radu Mihaiu și Rareș Hopincă, deși rezultatele parțiale l-au dat câștigător pe Rareș Hopincă, candidat din partea alianței PSD-PNL. Vedem că Radu Mihaiu se plânge că a fost fraudat și chiar cu 280 de voturi la o secție, ceea ce el va contesta în instanță, spune chiar acesta. Momentan, Rareș Hopincă are punctajul cel mai mare, deși dacă ne uităm atent, distanța dintre ei este de aproximativ un punct. Astfel vedem că Rareș Hopincă a obținut un punctaj de 43,25%, iar imediat după Radu Mihaiu 42,69 de puncte. Astfel urmează să vedem dacă se va judeca în instanță și se va cere renumărarea voturilor, pentru că vedem că ambii candidați și susținătorii săi au făcut noapte albă aici la sediul Biroului Electoral de la Sector 2.